Bună ziua și bine v-am regăsit, dragi telespectatori. Mă bucur să fim din nou împreună la emisiunea Dialogul Speranței, așa cum ne-am obișnuit de ceva vreme. Și astăzi vom vorbi tot despre sănătatea noastră, numai că astăzi vorbim despre o serie de afecțiuni care ne fac viața mai grea. În popor există o vorbă care spune, mă doare în cot. E ușor să spunem vorba aceasta, însă dacă se și întâmplă lucrul acesta, atunci nu mai este deloc ușor. Astăzi, împreună cu mine în studio, am invitată pe domnișoara doctor Grădinaru Bianca, medic specialist reumatolog, care îi spun bine ați venit. Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație. Cu ce se ocupă reumatologia? Reumatologia este o specialitate medicală care se ocupă de diagnosticarea, tratarea și recuperarea afecțiunilor aparatului locomotor la adulți. Nu la copii, de copii se ocupă pediatria. Este important de spus că tot de aparatul locomotor se ocupă și ortopedia. Traumatologia însă este o specialitate chirurgicală care se ocupă de protezare, de traumatisme, da? Fracturi, entorse, luxații. De asemenea, foarte frecvent se confundă reumatologia cu medicina fizică și de reabilitare, unde pacienții de obicei se adresează pentru a efectua fizioterapie, kinetoterapie, da? Deci pentru a-și recăpăta parte din funcțiile aparatului locomotor care s-au pierdut post-traumatic, într-o intervenție chirurgicală și așa mai departe. Cu ce se ocupă? Dacă ar fi să împărțim în două grupe mari, se ocupă de afecțiuni degenerative ale coloanei vertebrale și ale articulațiilor periferice, dar și de afecțiuni ale sistemului imun. Da? Afecțiuni autoimune, reumatismale, care sunt ceva mai rare, da? Poliartrită, spondilită, sunt ceva mai rare, dar totuși destul de frecvent întâlnite, mai ales în spital. Am înțeles. Deci atunci când ne doare în cot, trebuie să vorbim în primul rând cu reumatologul. În principal, și da. Și apoi vedem dacă e nevoie, nu știu dacă proteze de cot există. Mai puțin. Sunt alte articulații care se pot proteza chirurgical. Care sunt cele mai comune tipuri de afecțiuni reumatologice? După cum spuneam, dintre cele două categorii, cel mai frecvent întâlnite sunt afecțiunile degenerative. Da? Afecțiunile care afectează coloana vertebrală, da? Spondilozele, discopatiile, artrozele în general, care pot afecta toate articulațiile, și pe cele mari, și pe cele mici, și pe cele de la mâini, și pe cele de la picioare. Cum spuneam, puțin mai rar, poliartrita reumatoidă, boală inflamatorie, autoimună, care afectează în principal femeile de vârstă tânără, 30-50 de ani, spondilita anchilozantă, care afectează de obicei bărbații tineri, dar nu este o regulă, artropatia psoriazică, mult mai rar lupusul eritematos sistemic, sclerodermia sistemică și multe alte boli autoimune mai rare. Am înțeles. Deci spectrul este destul de larg. Haideți să restrângem puțin spectrul acesta și să vorbim despre o afecțiune destul de des întâlnită și care afectează articulațiile noastre, numită artroză. Artroză. Ce o fi artroza aceasta? Pentru că întâlnim gonartroză, coxartroză sau alt fel de artroză. Artroza este un termen generic pentru a descrie așa, în termeni populari, îmbătrânirea articulațiilor, degradarea articulațiilor, practic distrugerea cartilajului intraarticular cu formarea de osteofite, care poate să apară și la vârste mai tinere, dar putem să o considerăm un proces fiziologic. Da? Problema este atunci când apare la vârste mai tinere. Aceasta, cum spuneam, afectează predominant articulațiile portante, da? Articulațiile cu ajutorul cărora ne deplasăm, șolduri, genunchi, glezne, da? Pentru persoanele care merg mult pe jos, care stau mult în picioare, care poartă și cară greutăți, dar pot afecta și articulațiile mici de la mâini, da? Prevalența persoanelor care scriu mult la calculator, care țes, care cos, da? Poate apărea și la nivelul umărului, pentru zugrav, pentru bucătăresele care lucrează cu membru superior. Are de a face cu șocurile, pentru că spuneați de cei care lucrează la calculator sau zugrav, articulațiilor nu le plac șocurile, de exact. Să înțelegem. Exact, da. De obicei, sportivii de performanță sunt supuși unui risc superior de a dezvolta artroze, tocmai datorită sau din cauza acestui fapt, da? Pentru că articulația este supusă permanent unui șoc,
da, care degradează suplimentar articulațiile. Am înțeles. Care sunt factorii de risc pentru artroză? După cum spuneam, supra-solicitarea mecanică, deci nu exercițiul fizic, care ne ajută să avem un tonus bun, care ne menține o stare fizică bună, ci supra-încărcarea, da? Statul în picioare cu orele, căratul de greutăți. Da? Mă gândesc aici la pacienții mei, pacienți care lucrează în construcții, care cară greutăți, care poartă greutăți, mulți bătrâni care lucrează pământuri la țară, da, care din nou sunt supuși unei supra-solicitări mecanice, frigul, de asemenea, umezeala, variațiile bruște de temperatură expun pacientul la o dezvoltare a artrozei. De asemenea, poate apărea secundar unui proces care la un moment dat a fost acut, da, un proces inflamator, care s-a stins treptat, dar care s-a remaniat cumva cu sechele. Da? Dacă avem o entorsă, am călcat strâmb, da? O dată de două, de trei ori, glezna respectivă va rămâne cu sechele, ne va supăra tot timpul, se va artroza. Am înțeles. Fiecare articulație a noastră este căptușită cu un cartilaj. Și de asemenea, pe lângă cartilaj, acolo mai avem și un lubrifiant, exact, acel lichid sinovial. Se întâmplă să rămânem fără lichid sinovial la un moment dat, pentru că uneori articulațiile parcă scârție, parcă pocnesc. Exact, exact asta le spun și eu pacienților și de multe ori le dau exemplu balamalele de la uși. Da? Articulațiile pot fi comparate cu niște balamale care de la închis și deschis, da, de mai multe ori, se uzează și rămâne fără acel lubrifiant. Da? Și atunci scârție, pocnesc, de multe ori pacienții îmi spun, au avut articulația zgomotoasă. Da? Din acest motiv se întâmplă, pentru că își pierde acel lichid sinovial. Haideți să vedem cum putem preveni artroza acum. Bun, cum o putem preveni? În primul rând, prin evitarea factorilor despre care spuneam, evitarea factorilor reumatogeni. Frig, umezeală, variații termice, bruște, încărcarea de greutăți, da? Ridicarea, purtarea, statul mult în picioare, statul în poziții vicioase, da? Tot ce înseamnă supraîncărcare mecanică, putem încerca și chiar e recomandat să avem un stil de viață sănătos, da? Cu efort fizic regulat, pentru că sper să nu se înțeleagă de aici că am vrut să spun că nu este bine să fim activi, da? Nu, din contră, este bine să fim activi, articulația odată mobilizată este vascularizată și practic hrănită. Da, deci este bine să fim activi, să avem un stil de viață sănătos, să evităm traumatismele pe cât posibil, după cum spuneam, un traumatism odată, mă rog, s-a întâmplat de două ori, trei ori, poate duce în timp la degradarea articulației, la artrozare. Am înțeles. Putem face ceva dacă nu mai avem suficient lichid sinovial să readucem cumva lubrifiantul acesta în articulație? Le spun și pacienților, odată diagnosticată artroza, noi nu o să putem da înapoi. Da? Deci articulația nu va mai fi niciodată ca înainte, dar putem încetini progresia accelerată. Da? Încercăm să menținem cât mai mult timp o stare bună a articulației. Cum facem asta? Prin efectuarea de fizioterapie, kinetoterapie, balneoterapie, da? Undeva la 6 luni de 2 ori pe an se recomandă treaba asta. Kinetoterapia se poate face mult mai frecvent. Odată deprinse exercițiile într-un program de recuperare, pacientul le poate face acasă cu instrumente pe care le are la îndemână. Putem să apelăm în situații, aproape în toate situațiile este nevoie de medicație antalgică, dar încerc să restrâng cât mai mult administrarea, pentru că vine cu o serie de reacții adverse, mulți pacienți au contraindicații din cauza unor afecțiuni pe care deja le au. Suplimentele de colagen, de acid hialuronic, au fost dovedite ca fiind benefice. Uleiul de avocado, uleiul de soia, iarăși are proprietăți condroprotectoare. Terapiile mai noi, prin injectare directă intraarticulară de acid hialuronic, da, practic încercăm să înlocuim acel cartilaj degradat cu o substanță viscoelastică, care are rolul de a amortiza, de a lubrifia articulația. De asemenea, terapia PRP, da, terapia vampir sau terapia prin injectare de plasmă îmbogățită cu trombocite, s-a dovedit că are rol regenerant la nivelul
cartilajului. E ceea ce popular se numește infiltrații. Infiltrații. Infiltrația înseamnă injectare. Exact. Da, încerc să mai traducem anumiți termeni. Deci, dumneavoastră, nu recomandați sau nu e recomandat atât de mult calmantele, medicația antalgică, da? Da, pentru că are rol doar de ameliorare a durerii pe moment. Ea doar dar cauza rămâne. Cauza rămâne. Exact, nu acționează asupra cauzei. În timp ce vorbeam cu dumneavoastră, mi-am adus aminte de o situație petrecută acum mai bine de 10 ani în urmă, când un prieten bun a dezvoltat gonartroză. A mers la câțiva medici ortopezi pentru a cere mai multe opinii și opinia tuturor medicilor ortopezi a fost proteză de genunchi. Nu există altă situație. M-a sunat și pe mine. Și am discutat cu un prieten ortoped, am mers la dumnealui, când s-a uitat pe radiografie și pe tot ceea ce era acolo, mi-a spus, nu aveți o vârstă la care vă recomand protezare, sunteți încă tânăr. Ce veți face? Pentru că e posibil ca proteze să fie, să trebuiască înlocuite și apoi, după cum arată articulația dumneavoastră, încă mai poate să meargă. I-a prescris un tratament, un anumit regim de viață, au trecut de atunci, cred că 15 ani, și omul încă are genunchiul lui, nu a fost protezat, merge pe picioarele lui, respect un anumit regim de viață, am rămas impresionat de acest lucru, de aceea e bine să mai cerem poate câteodată o nouă opinie. Așa este. Pentru că dacă putem păstra originalul, articulațiile pe care le avem, în măsura în care ne folosesc aceste, sau mă rog, funcționează la parametri și nu avem dureri, e ideal. Absolut. Să facem lucrul acesta. Dacă nu se mai poate, atunci ajungem și la protezare, dar aceasta să fie ultima soluție, să spunem. Cam așa și este. Da. Cum gestionăm? Ați spus puțin despre lucrurile acestea, însă haideți să revenim. Cum gestionăm o artroză instalată deja? Exact cum spuneam, o artroză instalată, o artroză diagnosticată, poate fi ameliorată prin curele balneare, da? Dacă pacienții au posibilitatea să ajungă măcar o dată pe an într-o stațiune, Băile Felix, Rata Monteoru, Slănic Moldova, că e aproape, da? Recomand cu căldură. Fizioterapia atunci când nu există contraindicații, pentru că și aici există contraindicații, masajul pentru cine îl tolerează este o terapie individualizată, da? Deci ține de pacient, de ce afecțiuni are, de ce terapie răspunde pentru el. După cum spuneam, condroprotecția, suplimentele orale de colagen, de acid hialuronic, injectările atunci când și pacientul își permite, pentru că sunt investigații, sunt terapii destul de costisitoare pentru la care nu oricine are acces. Da, și cam înțeles. Însă toate aceste proceduri medicale, dacă le putem numi așa, se fac la recomandarea medicului. Absolut. Nu mă duc eu pentru că vreau să fac o anumită procedură, ci ar trebui păstrată legătura apropiată cu medicul și medicul știe exact ce e necesar pentru afecțiunea pe care o avem. Din nefericire, odată cu înaintarea în vârstă apar și asemenea probleme, așa cum spuneați. Da, de aceea e bine să avem un reumatolog pe aproape atunci când apar aceste probleme. Bun, și de asemenea, tot la artroză, dacă rămânem puțin, pe lângă tratament, cred că ar trebui evitat pe viitor factorii de risc. Absolut. Mai ales atunci când s-a instalat. Dacă vorbim de transportul greutăților, dar mai vorbim și de o greutate proprie, câteodată pe care o transportăm în plus. Sigur că da. Controlul greutății corporale este foarte important. Și mulți pacienți întâmpină problema asta pentru că nu reușesc să piardă kilogramele și atunci se confruntă cu dureri mari. De multe ori nici nu pot ajunge la intervenția chirurgicală, chiar dacă aceasta impune din cauza greutății corporale, da? Pentru că ar fi o intervenție aproape în zadar. Da. Așadar, noi trebuie să privim holistic organismul uman, adică nu ne concentrăm doar pe o articulație care are probleme, ci ideal ar fi să ne concentrăm pe sănătatea generală a organismului, pentru că ele sunt oarecum interdependente, diferitele ramuri ale sănătății noastre. Bun, haideți să vorbim despre un alt tip de afecțiuni,
destul de întâlnite, iar aceste afecțiuni pot să aibă și urmări destul de grave, invalidante. Deși și artroza poate să ducă la invaliditate, dar poate că mai simplu se protezează o articulație de felul acesta. Ce ne puteți spune despre problemele coloanei vertebrale? Mare parte din pacienții care vin în cabinetul medicului reumatolog acuză dureri de spate, dureri de coloană cervicală, dureri de coloană lombară, ca urmare a unei spondiloze, ca urmare a unei discopatii, ca urmare a unei hernii de disc. Foarte mulți pacienți care sunt redirecționați prin alte servicii medicale, unde pacienții s-au dus crezând că e vorba de un alt organ. Da? Pacienți care se duc la nefrolog când îi dor șalele, pacienți care vin din serviciul de ORL, unde s-au adresat pentru tulburări de echilibru, da? Tulburări de vedere, au crezut că au ceva la nivelul urechii interne, dar de fapt s-a dovedit a fi o spondiloză cervicală. Pacienți care au fost redirecționați în serviciul de cardiologie pentru că aveau dureri în piept, dar durerea de fapt era una iradiată de la nivelul coloanei. De asemenea, foarte frecvent, pacienți tineri, de obicei, cum spuneam, bărbați tineri, când mă gândesc că îmi spun mă doare spatele, mai ales dimineața la trezire, durerea mă trezește din somn, durerea mea cedează cu exercițiul fizic, atunci nu mă mai gândesc la o afecțiune degenerativă, ci mai degrabă la o afecțiune inflamatorie. Și atunci, sigur că urmează o serie de multe alte explorări și de laborator și imagistice. Am înțeles. Cum putem preveni afecțiunile coloanei vertebrale? În primul rând, prin a avea grijă la postură. Este foarte greu să ne concentrăm la activitatea cotidiană, activitatea de la serviciu și să fim atenți la cum stăm pe scaun sau dacă serviciul nostru impune exercițiu fizic la cum ridicăm o greutate de jos. Și de aceea foarte mulți bărbați tineri se adresează pentru dureri de coloană, pentru că munca lor impune efort fizic, ori aceștia nu au fost instruiți cum să-l facă. Niciodată nu trebuie să fie centrul de greutate la nivelul coloanei. Tot timpul să fie pe genunchi și coloana în poziție neutră. Este bine de purtat și un brâu, un lămbostat, de dormit pe un pat cu o suprafață ceva mai dură, cu o pernă de mici dimensiuni. La fel, evitarea purtării căratului de greutăți în spate, ortostatismului prelungit, toate lucrurile acestea. Da, din nefericire, din ce în ce mai mulți copii au probleme de, cum se spune, de curbură de sau statica. Curburi nefiziologice ale coloanei vertebrale, pentru că stau foarte mult în bancă sau la birou, nefăcând mișcare, mușchii nu sunt întăriți pentru a susține într-o poziție adecvată coloana vertebrală și atunci apar aceste afecțiuni. Iar din păcate, unele afecțiuni nu mai pot fi reparate. Le duc așa pe tot parcursul vieții. Ce ne-ați recomanda, haideți să o luăm de la cei mici, pentru copii mai întâi? Stau toată ziua în bancă? Ajung acasă, stau la birou, mai care și un ghiozdan cu nu știu câte kilograme, iar unii copii nu pun ghiozdanelul pe amândoi umerii, ci pe un singur umăr, că e mai interesant în felul acesta. Și poate că mai sunt și alte obiceiuri pe care dumneavoastră le știți mai bine. Le știu din proprie experiență. Da. Ar fi foarte bine să nu mai care atâtea cărți în spate. Nu sunt toate necesare deodată. Da, este bine ca părinții să intervină aici și să mai trieze din greutățile pe care le poartă copiii în fiecare zi. De asemenea, să implice pe copii în sporturi. Da? Este important să avem activitate fizică. Nu este suficient să avem o deplasare de la domiciliu la școală și cam asta să fie tot. Nu mai spun de activitatea de la ora fizică, ora de sport din școală, unde de obicei se găsesc alte activități mai importante. Da? Deci sportul este foarte important. În not, alergat, orice formă de sport până la urmă. Da. Pe rețelele de socializare circula o caricatură în două etape sau două imagini. Cu ani în urmă, mamele își certau copiii și îi trăgeau de afară în casă.
Acum s-a inversat situația, mamele încearcă să-i mai trimită pe copii să alerge, să joace fotbal sau știu, să facă mișcare în aer liber. Din păcate, lucrul acesta se vede, iar mai târziu afecțiunile acestea vor afecta calitatea vieții. Așa că facem apel la părinți, pentru că nu înțeleg acum copiii, să mai lase puțin gadgeturile deoparte și alte lucruri, iar după ce își fac temele, după ce învață, să facă cât mai multă mișcare. Și poate că dacă și părinții fac mișcare, îi antrenează în felul acesta și pe copii și va deveni o activitate plăcută și pentru ei. Haideți să revenim. Care ar fi factorii de risc? Am vorbit deja despre câțiva și ne-am oprit la copii. Haideți să mergem și către adulți, poate către persoanele în vârstă, în ceea ce privesc afecțiunile coloanei vertebrale. De asemenea, expunerea la temperaturi scăzute, în omezeală, da? Deci un mediu, poate mult spus, insalubru, dar mulți vârstnici nu au suficiente condiții pentru a trăi în mediu propice pentru afecțiunile lor. Sportul, activitățile fizice, mai ales pilates, înot, aerobic, de evitat exercițiile fizice care presupun impact, da? Alergatul, mai ales cu încălțăminte neadecvată, mai ales pe sol direct. Kangoo jumps, sărit coarda, astea ar fi bine de evitat, mai ales la pacienții la care sunt deja diagnosticate aceste probleme. Da, cam astea ar fi. Deci, de evitat toate acele mișcări care presupun șocuri. Și șocuri, absolut. Deci inclusiv doar mișcări bruște, da? Atenție la când ne ridicăm din pat, atenție la când ne așezăm în pat, nu ne prântim pur și simplu. Dacă știm, mai ales că avem o afecțiune, din aproape în aproape, cu sprijin pe palme, cu sprijin pe coate, ne ridicăm. Da? Mulți pacienți vin cu spatele blocat pentru că au întors capul brusc. Am înțeles. Da. Ne puteți spune ceva despre elongații? Se practică în România pentru coloana vertebrală, pentru a trata anumite afecțiuni? Se practică în România, se practică în cabinetele de recuperare medicală. Din nou, nu toți pacienții tolerează, alții pot face elongații cervicale, elongații la nivel lombar. În cabinete special amenajate, deci nu le vom găsi absolut oriunde. Na? Ne ajută pentru detensionarea musculaturii și sunt binevenite. Înțeles. Bun, haideți să schimbăm registrul. Să mergem către o altă afecțiune. Unii oameni sau unele persoane cred că e cu dedicație afecțiunea aceasta pentru doamne. Însă, din păcate, am avut mai multe campanii de prevenție cu anumite echipe de medici și atunci când se făcea osteodensimetria, testul de densitate osoasă, rămâneam impresionați cât de multe persoane aveau fie osteopenie, fie chiar osteoporoză, bărbați fiind și muncind din greu. Ce este osteoporoza? Haideți să începem să o luăm de la început. Osteoporoza, la fel în termeni populari, înseamnă scăderea densității osoase. Practic, există un dezechilibru între formarea osoasă și resorpția osoasă. Ea apare ca un proces fiziologic odată cu înaintarea în vârstă, mai ales la femei, adevărat, după ce intră la menopauză. Cea mai mare densitate osoasă se pierde în primii 2 ani de la intrarea în menopauză. Însă, nu sunt scutiți bărbații, 100%, da? Deci apare și la bărbați undeva după 70 de ani. Mai ales cei care au și factori de risc și o să discutăm puțin mai încolo. Ea poate apărea și în anumite condiții patologice, deci nu survine neapărat ca un proces fiziologic automat. Poate apărea la pacienți cu afecțiuni tiroidiene, cu afecțiuni ale glandelor paratiroide, pacienți care urmează tratament cortizonic sau care urmează terapii hormonale pentru diverse afecțiuni, pentru neoplazii, de exemplu. Da? Și atunci, din acest motiv, este important screening-ul. Da? Da, e bine din când în când să vedem cum stăm cu oasele noastre, pentru că, în primul rând, oasele, dar și mușchii, cartilajele, ligamentele, duc greutatea noastră. Iar dacă acestea sunt afectate, mai târziu vom ajunge într-un scaun cu rotile. Ferească Dumnezeu de situația aceasta. Așa că trebuie să avem grijă.
Cum se manifestă osteoporoza? Am înțeles că osteoporoza este rarefierea osului, dacă ar fi să explicăm așa mai popular. El nu mai are rezistența aceea. De unde știu eu, fără să fac poate neapărat un consult de specialitate, că e posibil să fie o problemă? În principiu, osteoporoza este o afecțiune silențioasă. Mm-hmm. Ea nu doare, nu ne supără, decât când apare fractura. Fractura de cele mai multe ori este localizată la nivelul colului femoral sau la nivel vertebral și atunci produce durere foarte intensă, produce scăderea în înălțime, produce accentuarea cifozei, da, apariția acelei cocoașe cu grad mare de curbură. Cam așa se manifestă, da? Deci nu ne doare, nu ne supără decât când apare fractura cu complicațiile de rigoare, da? Cu imobilizare la pat. Nu mai vorbim de complicațiile care apar atunci când un vârstnic de 70 plus de ani ajunge să fie imobilizat la pat. Foarte, foarte greu se recuperează. Din acest motiv se fac aceste campanii de conștientizare, da? Aceste campanii de screening pentru a vedea în ce stadiu ne aflăm cu densitatea osoasă. Poate sunt stadii premărgătoare osteoporoze și atunci putem lua măsuri poate legate din alimentație, poate doar suplimentare cu ceva vitamine. Da? Nu e nevoie neapărat de un tratament, dar atunci când situația o impune, există terapii specializate pentru osteoporoză. Am înțeles și aș vrea să accentuez ceea ce a spus dumneavoastră, pentru că e o afecțiune care nu transmite semnale de alarmă. Nu doare nimic. Doar că te-ai împiedicat de covor, ai căzut și a făcut poc. Un os important, cum e femurul, de exemplu. Și de aici începe o întreagă perioadă de necaz și de suferință. Așa că accentuez lucrul acesta și anume prevenția este cea mai bună în domeniul acesta. Din timp în timp ar trebui făcut câte un test în acesta pentru a vedea cum stăm cu densitatea osoasă și dacă sunt probleme să putem interveni. Pentru că, din păcate, odată cu trecerea vârstei, noi nu mai acumulăm masă osoasă, ci pierdem. Și e un proces natural, cum spuneați dumneavoastră, de aceea ar trebui, odată cu înaintarea în vârstă, să vedem cam pe unde mai suntem. Dacă suntem într-o zonă cât de cât în siguranță sau trebuie să acționăm. Cum putem preveni osteoporoza? De asemenea, printr-un stil de viață sănătos, care să implice activitate fizică regulată, da? Să avem un tonus muscular optim, alimentație din care să putem să beneficiem de toate principiile alimentare, atât de proteine, carbohidrați, de grăsimi bune, de vitamine, de minerale, calciu foarte important în prevenția osteoporozei, da? Binele cunoscutele lactate bogate în calciu, dar și vitamina D este foarte, foarte importantă, pe care putem să o luăm în mod natural din pește, din ulei de ficat de cod, din gălbenușul de ou, din brânză ricota, urdă, nuci. Da? Deci sunt suficiente alimente pe care le avem la îndemână. Sigur că noi în România nu beneficiem atât de mult de razele soarelui, da? Din păcate, și avem o rată foarte, foarte mare de deficiență de vitamina D. Dacă ar fi să facem un screening pentru chestia asta, ar fi ideal. Din păcate, la fel, este o investigație destul de scumpă pe care nu oricine și poate permite, dar de cele mai multe ori vine un pacient care are osteopenie sau osteoporoză, automat primește și suplimente de vitamina D și de calciu. Am înțeles. Vitamina D nu doar are treabă nu doar cu calciul, ci cu mai multe procese din organismul nostru. Este foarte importantă, de aceea trebuie să avem grijă. E adevărat că sub piele noi avem colicalciferolul, care sub influența razelor soarelui se transformă în vitamina D. De aceea ar trebui să beneficiem și de soare, numai că trebuie să avem grijă atunci când razele sunt puternice sau ultravioletele sunt puternice, în general între ora 1 și 7, 11 și 17. Da, atunci e bine să le evităm, pentru că un efect negativ al razelor solare e cancerul de piele, să spunem așa, în mod popular. Bun, haideți să vedem care sunt factorii de risc. Ați spus ceva, dar să accentuăm acest lucru din nou pentru a ști
cam cine ar trebui să se adreseze din când în când pentru a vedea densitatea osoasă? Femeile sunt, după cum spuneam, mai expuse acestui risc. Persoanele fumătoare și cele care consumă alcool au un risc suplimentar de a dezvolta osteoporoză. Până acum se credea că persoanele care au greutate mică au un risc suplimentar de a dezvolta osteoporoză, da? Făcând așa o paralelă vis-a-vis de artroză, unde greutatea corporală mare era o problemă, se credea până de curând că în osteoporoză greutatea mai mare este un factor protector. Ori nu este așa, pentru că există și aici ceva procese inflamatorii din cauza obezității. Persoanele care au în familie istoric de fractură de șold, da? Deci părinții, mama, tata, dacă au avut fractură de șold, este bine să facem și noi un test de osteoporoză. Da? Cam aceștia ar fi. Deci de alimentație legat de obiceiuri nesănătoase, lipsa activității, da? Persoanele care stau foarte mult în pat, care fie sunt sedentare, fie pur și simplu sunt imobilizate, au un risc mai mare de a dezvolta osteoporoză. Da, asupra acestui aspect aș vrea să reintervin. Din păcate, în organismul nostru, ceea ce nu folosim, pierdem. Și atunci când oasele care ar trebui să ne poarte dintr-un loc în altul, atunci când ne mișcăm, nu sunt folosite, densitatea osoasă scade, pierdem masă și musculară, dar și din punct de vedere al oaselor noastre. Așa că ar trebui să facem cât mai multă mișcare pentru a folosi. Din nefericire, viața din timpul nostru este sedentară. Vorbeam în timpul unui program de sănătate cu cineva și spunea că bătrânii noștri cu ani în urmă nu erau atât de bolnavi. E adevărat, însă, pentru că erau vânători și de asta nu erau bolnavi. Acesta era argumentul dumnealui. Și spuneam, pentru a prinde un animal nu aveau pușcă atunci sau armament. Trebuiau să alerge și, nu știu, să-l lovească într-un fel sau într-altul. Și atunci făceau foarte multă mișcare, care cheltuia mult din energia și din caloriile aduse de aportul de alimentele pe care le foloseau ei. Pe când astăzi, dacă cineva trăiește din vânat, are o armă și nu se deplasează decât foarte încet, iar viața este mult, mult sedentară față de înaintașii noștri, de aceea și avem de-a face cu asemenea afecțiuni care țin de modul nostru de viață. Revenind, haideți să facem cât mai multă mișcare și în special în aer liber, fiind în Iași. Noi, dar și în toată România, avem zone verzi. În Iași avem grădina botanică, recomand plimbare în grădina botanică, poate că într-un ritm mai alert, poate chiar alergat. Avem acolo și pantă, unde putem să punem mușchii la treabă și inima și plămânii și respirăm un aer curat și în felul acesta și oasele noastre, pentru că despre asta vorbim, ne vor mulțumi. Haideți să mergem un pas mai departe și să vedem ce tipuri de explorări se pot face din punctul acesta al reumatologului și de la ce vârstă sunt recomandate. După cum spuneam, reumatologul tratează pacienți adulți, da? Deci de la vârsta de la 18 ani. Astfel că dacă mi se prezintă un pacient de 18 ani cu probleme articulare, absolut că îl vom explora. Cum? De obicei prin explorări imagistice. Tot ce înseamnă radiografie, da? În primă fază radiografie, dacă situația impune computer tomograf, RMN, ecografii musculoscheletale, uneori capilaroscopii. De asemenea, când ne gândim la o afecțiune autoimună, putem încerca și, chiar e recomandat, explorări de laborator, unde poate vedem un sindrom inflamator, un nivel de acid uric, marcări imunologice atunci când ne gândim la o afecțiune aparte. Cam acestea ar fi explorările pe care le putem face și care nu au legătură cu vârsta, ci mai degrabă cu posibile contraindicații. Da, dacă pacienta este însărcinată, dacă pacientul prezintă o proteză metalică, dacă are o greutate foarte mare care nu-i permite, de exemplu, să intre pe masa de RMN. Dar cu siguranță există explorări pentru toată lumea. Am înțeles. Haideți să revenim, pentru că noi am vorbit de trei categorii de afecțiuni reumatologice sau din sfera aceasta și am spus la fiecare în parte care sunt factorii de risc.
Haideți să vorbim puțin la general despre factorii de risc pentru tot spectrul de care se ocupă reumatologia. Din păcate, pentru afecțiunile autoimune, nu știm cum să ne protejăm. Sunt boli plurifactoriale unde au fost incriminați mulți factori de risc, factori genetici, factori de mediu, dar niciunul nu confirmă exact ceva anume, putem spune, da, din cauza asta ai făcut poliartrită, sclerodermie și așa mai departe. Pentru afecțiunile degenerative sunt incriminați, după cum spuneam, supra-solicitarea mecanică, epuizarea fizică, da? Dar chiar și așa ar putea fi un cârcotaș care să spună, da, dar moșul meu a muncit toată viața pământ și nu a avut nicio problemă. Deci mai ține și de stofa pacientului. Da, eu am o vorbă. Înaintașii noștri aveau piese de o anumită factură. N-am să spun ce fel, pentru ca să nu fac reclamă unei țări, dar cred că toată lumea știe. Însă acum noi avem alt fel de piese de care trebuie să avem mare, mare grijă, pentru că pot să cedeze mult mai ușor decât ce dau la înaintașii noștri. Bun, putem să avem anumite semne generale de alarmă care să ne pună pe gânduri și să ne trimită la medic în ceea ce privește sfera aceasta a reumatologiei? Sigur că da. Cel mai comun simptom este durerea. Da? Ne doare, mergem la doctor. Bun. Dacă ne dor articulațiile, mergem la doctor reumatolog. Dacă ne doare burta, nu vom merge la doctor reumatolog. Durerea este unul din cele mai alarmante simptome. Uneori ea poate fi însoțită și de tumefacție articulare, de roșeață și căldură locală, de impotență funcțională, dar nu ne mai putem folosi articulația așa cum o făceam, nu ne mai putem baza pe ea. Auzim, după cum spuneam, auzim zgomote, auzim pocnituri care ne trezesc suspiciune. Dimineața la trezire nu ne mai putem dezmorți, nu ne mai putem ridica pur și simplu din pat, necesităm o perioadă de timp ca să ne revenim, să ne putem pune pe picioare, de aici această redoare matinală. Uneori poate fi asociată și o oboseală marcată. Sigur, acum dacă intrăm în sfera bolilor autoimune, simptomele sunt mult mai complexe. Vorbim de uscăciune de mucoasă oftalmică, uscăciune la nivelul gurii, căderea părului, fotosensibilitate, da? Deci intoleranța la lumină, la lumina solară. Dar cele mai importante și cele mai frecvente sunt cele legate de durere articulară, uneori deformări articulare, da? Mulți pacienți vin și spun că parcă nu aveam degetele așa strâmbe, parcă nu aveam genunchii chiar așa de mari și de urâți. Da? Cam astea ar fi. Am înțeles. Am discutat la fiecare grup de afecțiuni, dacă e să le numim în felul acesta, despre prevenție. Haideți să vorbim acum la general. Cum putem preveni afecțiunile din sfera reumatologică? Printr-un stil de viață sănătos, care, după cum spuneam, implică o alimentație bogată în toate principiile alimentare, alimente de calitate, cu proteine, cu vitamine, cu carbohidrați de bună calitate, cu un somn regulat, cu un sport regulat, cu o minte care să nu fluture, da, gânduri urâte. Există acum o nouă modă care spune că tot ce avem în minte se cunoaște pe trup. Da? Multe afecțiuni fizice sunt de fapt boli ale minții și sufletului. Ar putea fi și aici o semnăță de adevăr. Evitarea, după cum spuneam, a factorilor reumatogeni, tot ce înseamnă frig, umezeală, efort fizic susținut, stat mult în picioare, stat în poziții vicioase, cărat greutăți fără o postură corectă la nivelul coloanei vertebrale. Evitarea șocurilor, așa, a răcelii, a umezelii. Exact. Așa, ce am mai reținut și eu, da? Bun. Suntem pe finalul acestei emisiuni și aș vrea să vorbim puțin despre programul Din Grijă pentru Tine. Ați fost implicată în acest program, ați fost implicată în mod voluntar. Ce v-a determinat să faceți lucrul acesta? Exact ce m-a determinat să devin medic.
Grija pentru oameni. Dragostea pentru oameni, dorința de a face bine, mai ales persoanelor care poate nu au beneficiat până în momentul ăsta de un consult medical, care poate nu au fost conștiente de importanța unui consult medical oferit la timp, care poate au neglijat, care poate nu și-au permis, care poate au venit din curiozitate, care poate au plecat cu informații, da, de la diverse specialități medicale. Au fost extrem de mulți medici din toate specialitățile care au oferit consultații, consiliere, s-au oferit analize gratuite, explorări imagistice și funcționale gratuite și cred că a fost o campanie extrem de binevenită pentru Ieșeni. Am înțeles. Dumneavoastră, în sfera dumneavoastră, cum v-ați implicat în proiectul acesta? Am oferit consultații gratuite, consiliere vis-a-vis de prevenție, tratament medicamentos acolo unde a fost nevoie și practic am răspuns întrebărilor pe care aceștia le-au avut pentru mine. Mulțumim tare mult pentru implicarea în acest proiect și așteptăm și la viitoarele proiecte pentru a oferi persoanelor care au nevoie de conștientizare sau chiar de un diagnostic și apoi de un tratament, în așa fel încât viața să fie cât mai frumoasă, cât mai bună. Acum vă mulțumim și pentru participarea la emisiunea Dialogul Speranței. Dumnezeu să vă dea putere să alinați suferința oamenilor care deja au ajuns în suferință și să-i sfătuiți pe cei care n-au ajuns încă la suferință să păstreze o stare de sănătate cât mai mult posibil, pentru că sănătatea e mai bună decât toate. Mulțumim pentru prezența la emisiune. Eu vă mulțumesc pentru invitație. Dragi prieteni, iată ne ajungem și la finalul emisiunii de astăzi, când am vorbit despre afecțiunile reumatologice. Spuneam la început că folosim poate uneori această zicere populară cu durerea în cot. Să dea Dumnezeu ca niciunul dintre noi să nu experimentăm durerea de niciun fel, nici la cot, nici la genunchi sau la alte articulații, nici de spate sau de coloană vertebrală, pentru că atunci când toate organele din trupul nostru funcționează în parametrii normali, este cel mai bine și putem duce o viață frumoasă și productivă. Aș vrea să închei emisiunea din ocazia aceasta tot printr-un verset din Sfânta Scriptură, pentru că domnișoara doctor ne amintea ceva despre lucrul acesta pe finalul emisiunii noastre. Spune așa înțeleptul în Cartea Proverbelor, capitolul 17, versetul 22: o inimă veselă este un bun leac, dar un duh mâhnit usucă oasele. Poate că ne întrebăm deseori ce treabă au oasele sau articulațiile sau mușchii sau inima sau ficatul sau stomacul cu supărarea mea. Iată că au. Spunea de mult Sfânta Scriptură, iar medicina a descoperit legătura dintre starea noastră psihică, să-i spunem, și starea noastră de sănătate fizică. Haideți să ne punem toată încrederea în Dumnezeu. Haideți să-L iubim din toată inima pe Dumnezeu. Haideți să împlinim voia Lui în viața noastră și atunci când toate necazurile care vin peste noi le vom pune în mâna Lui Dumnezeu, inima noastră va fi veselă și va fi un bun leac. Sau traducând termenul acesta în vorbele de astăzi, va fi un bun tratament pentru noi. Dacă lăsăm ca necazurile să ne doboare, dacă mereu le frământăm acolo în mintea noastră, atunci Duhul va fi mâhnit și oasele noastre, articulațiile noastre și nu numai vor avea de suferit. Până data viitoare, vă doresc să aveți o inimă veselă, să vă încredeți în Dumnezeu și să vă bucurați de o sănătate deplină. La revedere!